Ziua de 26 iunie a fost proclamată Ziua Drapelului Național prin legea numărul 96 din 20 mai 1998. Ziua Drapelului Național a fost instituită pentru a marca ziua de 26 iunie 1848, când Guvernul Revoluțional a decretat ca tricolorul, roșu, galben și albastru, să reprezinte steagul național al tuturor românilor. Cele trei culori împărțite în mod egal reprezintă principiul egalității, orientarea culorilor în sus semnifică verticalitatea, cifra 3 este numărul perfect, pe lângă țara noastră mai existând alte trei țări europene tradiționale cu steagul tripartit în mod egal și vertical, Franța, Italia și Belgia. Ziua Drapelului a fost marcată astăzi și la Alexandria printr-un ceremonial civil, militar și religios, care a debutat cu intonarea imnului național. Ziua Drapelului a scos în față personalități din eșafodul secund al administrației publice locale și județene, atât prefectul județului, cât și președintele Consiliului Județean, dar și primarul Alexandriei, lipsind de la eveniment. Drapelul i-a însoțit pe români în toate momentele dificile de glorie și de amărăciune, insuflându-le dragoste de țară, mândrie, dorință de unitate și independență. Tricolorul a dat militarilor români puterea de a servi patria, uneori cu jertfa supremă, în toate confruntările care au avut ca deziderat libertatea și unitatea națională și a făcut posibil ca acelora rămași acasă niciun sacrificiu să nu li se pară prea mare. Cu toții au fost adevărați eroi și lor trebuie să le aducem mulțumiri și un chios omagiu în această zi deosebită. Drapelul național, imnul de stat și sistema sunt simbolurile prin care orice român își recunoaște rădăcinile, își afirmă apartenența la națiune și prin care își arată dragostea și recunoștința față de neam și țară. Furtunile istoriei au făcut ca imnul național să se schimbe de mai multe ori, dar nimeni, nicio vremelnică stăpânire, nicio voință arbitrară nu a îndrăznit măcar să se atingă de cele trei culori sacre ale drapelului nostru național. Pentru aceste trei culori, oamenii acestui pământ au murit în războaie și în revoluții. Pentru că au apărat principiile de căpătit pe care acesta le simbolizează, mulți români au ajuns în închisori. Mai presus de orice, tricolorul este simbolul unității, al suveranității și al integrității statului român. Toți cei prezenți la eveniment au sărutat steagul României și au participat la o slujbă religioasă, după care drapelul a fost ridicat pe catarg. În sus binecuvintează drapelul acesta, că sfânt e și toate le sfințești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Evenimentul dedicat Zilei Drapelului Național s-a încheiat cu defilarea reprezentanților din Ministerul Administrației și Internelor.